uite la capul. Și voi da stârburile taberei filisteilor păsărilor cerului. Și mai departe spune, și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Va cunoaște tot pământul ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Și scoate o piatră, o pune în praștie, dă drumul la piatră, se duce piatra de punct în fruntea filisteanului, în fruntea lui Goliat, și cade dita mai matahala la pământ. Se duce, îi scoate sabia, îi taie capul cu sabia lui. Și în felul acesta, spune cuvântul, cu praștie și cu piatră, Dumnezeu a dat un om viteaz pe Goliat în mâna lui David. Ce înseamnă puterea lui Dumnezeu, puterea lui David, că cine era David? Așa cum spunea, un copil cu părbărați. Dar când te încrezi în puterea lui Dumnezeu, faci mari ispravi, ai mari ispravi. Puterea lui Dumnezeu este mare. De aceea, trebuie să ținem cont de principiul cuvântului lui Dumnezeu. Și anume, și cu aceasta am să chei, principiul cuvântului lui Dumnezeu este acesta. Spunea Domnul Iisus în capitolul 14 din Ioan, că orice veți cere în numele meu, vă voi da. Dar, condiția, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă este slavă pentru numele lui Dumnezeu, Dumnezeu ne împlinește cererile. Și orice îi cerem, ne dă. Dar dacă noi vrem să iasă slavă pentru noi, să ne arătăm noi cine suntem noi, Dumnezeu nu ne împlinește cererile. Spune Iacov, cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând rău. Nu mi s-a întâmplat să cereți un lucru și Dumnezeu să nu vă dea? Mie mi s-a întâmplat. Și mi se întâmplă. Dar nu ne dă pentru că cerem cu gând rău. Cerem ca, așa cum spune Domnul Iisus, după principiul Lui, ca Dumnezeu să fie slăvit, să iasă slavă, să fie Tatăl proslăvit în Fiul, în Domnul Iisus Hristos. Atunci Dumnezeu vedea. Să vedeți ce glorie este pentru slava lui Dumnezeu, pentru numele lui Dumnezeu. De aceea, să nu uităm un lucru, că credință ne trebuie. Ăștia doi, Iosua și Caleb, credința în puterea lui Dumnezeu. Pentru că credința vede invizibil, ceea ce noi nu vedem, ochii aceștia de carne, vede ochii credinței. Credința face imposibil. Ceea ce noi nu putem să facem, face credința noastră. Și credința crede incredibilul. Ceea ce noi zicem, cum să crezi Dumnezeu așa ceva? Cum să crezi, Doamne, că există în aia? Cine a fost acolo sau cine a venit de acolo? Domnul Iisus a venit de acolo și ne-a spus. Există rai, există iad. Domnul Iisus ne-a spus și ne-a lăsat Dumnezeu scris în cuvântul Său că există o moarte. Toți oamenii trebuie să moară o singură dată. Și după aceea vine judecata. Toți oamenii vor fi judecați. Nimeni nu scapă de moarte și de judecată. Toți oamenii vor muri și vor fi judecați. Și toți oamenii vor ajunge înaintea lui Dumnezeu. Unora li se va spune, duceți-vă de la mine blestemați. În chinul veșnic. Așa spune Dumnezeu în cuvântul Său. Iar celor credincioși care au crezut în jertfa Domnului Iisus de la cruce, acela care a plătit în locul nostru prețul păcatelor noastre, lor li se va spune, veniți, binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția. Vom moșteni cu Domnul Iisus galaxiile acestea, vom împărăți tot cerul cu Domnul Iisus. Cei care cred în jertfa Domnului Iisus se pocăiesc și se încrede în El cu toată puterea lor. El să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.